venit în Franța într-o vacanță, dar nu s-a gândit nicio clipă că va rămâne aici și va deveni o renumită cofetăreasă cu o afacere prosperă. Acum torturile, macaronsurile și dulciurile pe care le prepară Elena Cumurciuc nu lipsesc de la nicio sărbătoare organizată de moldovenii stabiliți acolo. Mai mult, și francezii sunt topiți după tortul ei cu miere. Elena a ajuns în Franța când avea puțin peste 20 de ani. Ca și multe alte conaționale de ale noastre, primii ani a făcut menaj. Fiind însă mereu pasionată de gătit, a decis să-și dezvolte hobby-ul într-o afacere dulce. Astfel, deja de 3 ani, Elena este patiser cu acte în regulă. Deci, în Republica Moldova mă cam cu domeniul beauty. Începând de la tot ce este machiaj, manicură, pedicură, sprâncene, tot în general ce conține domeniul cosmetologiei. Ca orice copil aveam pasiunea de a găti și ca din pasiunea cea micuț s-a transferat într-o pasiune mai mare. La prima încercare a fost tortul, care nu a fost deloc ușor, a fost un tort fetița de lapte, dar cu părerea unei colegi s-a primit destul de ok. Cine au fost primii tăi clienți? Deci primii clienți au fost tot moldovenii noștri, care deja au devenit clienți permanenți. Am câțiva clienți francești care deja îi adaptăm la torturile noastre moldovenești, care deja au devenit un obicei pentru a le comanda pentru orice serbare. Am făcut școala oficială cu diplomă de stat, calificat ca patisier. Oferim clienților o gamă largă de produse, cum ar fi torturile de nuntă, botez, începând cu candy bar-ul, mici fursecuri, macarons, adică totul o gamă largă de produse gustoase și bine. Care a fost cel mai mare tort pe care l-ai realizat? Cel mai mare tort a fost tortul de 8 kg. Unde a fost, pentru nuntă sau? Pentru un botez. Dacă comanda nu este destul de mare cu o gamă largă de produse, fac singurică. Dar dacă avem o gamă destul de largă, cum ar fi candy bar-ul, tortul de botez sau tortul de nuntă, apelez la colegile mele. Nu e așa de ușor de lansat, fiindcă dacă dorești să lucrezi pe acest domeniu, trebuie să fii oficial cu toate actele în regulă, să oferi clienților un certificat de elaborare pentru ca tortul tău să fie comercializat la anunți cu mătrii și botezuri. Sunt foarte bucuroasă de domeniul acesta care l-am ales, fiindcă am realizări destul de mari, am ajuns și la nivelul care îmi aduce profit. Ambii copii ai Elenei s-au născut în Franța, iar în timp a întrecit această țară și deja o consideră acasă. Deși recunoaște că nu i-a fost deloc ușor, spune că tot ce a reușit se datorează susținerii din partea celor dragi. Totuși, moldoveanca noastră mai are un vis, pe care ține neapărat să-l transforme în realitate. Susținerea din partea părinților, din partea familiei, chiar și a copiilor, câteodată ei participă în comun cu mine pentru a elabora un nou proiect, un nou tort, un nou chiar și aceleși macarons. Am un vis foarte mare să-mi deschid un salon de te pentru a aduce la cunoștință francezilor gama largă de produse, cum ar fi macaronsul, fiindcă este macaronsul francez, dar noi îl avem pe nostru moldovenesc, care este pentru mine o gamă mai bună, mai gurmant, mai delicioasă, care să le aducem la cunoștință torturile noastre medovic, cum ar fi mini prăjiturilor, fiindcă Moldova este cunoscută din patiseria noastră. Prima parte este satisfacția pentru clienții, au rămas cu impresie foarte bună. A doua parte, că clienților le-a plăcut toate producte și a treia parte este că clienții mă recomandă pe viitor altor clienți. Am o gamă largă de gusturi de macarons, dar cele mai solicitate sunt cum ar fi pe bază de mintă, lămâie. Cel mai comandat este Belis, fiindcă conține lichiorul. Deci deja pe baza fructelor. Din ce sunt făcute, de fapt? Ce ingrediente folosești? Ciocolata. Folosim ciocolată belgiană, cea mai bună calitate. Până clientul nu gustă, nu vede din ce este făcut macaronsul, le se pare scump. Dar deja după ce au gustat, nu le interesează prețul. Delis de Lina sunt la mare căutare. Totuși, cele mai întrebate rămân torturile din copilăria noastră. Cel mai întrebat este tortul medovic, fiindcă le place. Nu putem scoate moldovanul, chiar dacă el este picotare, vrea ceva gust de casă, moldovenesc. Dar
cum e sezonul de primăvară-vară, adică clienții preferă mai mult fructele, să fie mai multe fructe în interior, să aibă gustul de fructelor. Francezii solicită mai mult musurile, fiindcă ei s-au învățat pe baza asta, dar cu cetul, cu cetul le aducem la torturile noastre care sunt mai gustoase. Ce zic francezii atunci când gustă preparate produse de o moldoveancă? În franceză aș spune o la la si trei bun. Produsele cofetăresei moldovence nu lipsesc niciodată de la evenimentele dedicate copiilor din diaspora noastră din Franța. Deci asta s-a venit cu turtele duci pentru copii, biscuiți glazurați, biscuiți comestibili, unde copiii vor avea posibilitatea să le decoreze și să le savureze pe loc. Deci avem biscuiți pentru băieței și aici deja biscuiți pentru fetițe, mixt, avem seturi, avem păpuși, avem diferite personaje animate. Elena ne-a destăinuit că nu are în plan să revină în Moldova, întrucât în Franța se află toți apropiații săi. S-a întâmplat vreodată să-ți ia 24 de ore realizarea unei comenzi mai mari? Deci da, mai mult, chiar și peste 48 de ore. Afacerea ta ce sacrificii ar însemna pentru tine? Copiii au foarte puțin timp din partea mamei, dacă lucrez mai mult în baza bunicii, bunica cu ei se ocupă, bunica cu ei face, mă surprinde, nani. Este greu pentru o mamă să fie și mamă și soție și femeie de afaceri? Este foarte greu, dacă ai copii mici, micuți, e foarte greu. La casă a rămas doar bunelul. Aici deja toată familia este din partea mea, din partea soțului, super.